Então, eles podem ir lá passar, ó, para isso, para ver se eu... Pois bem, é quanto? Am trecut la clasă, la grupuri, legi, compoziții. Așa. Nu se clar nimic acolo. Parția, dar nu pot să vă care și cum. Așa. Am să zic așa, legi de compoziție, nu? Da. Deci compoziția sunt păstrări acolo.
Sau sunt la cameră? Da, da, da. Bun. Ei, dar acestea, ușor, ușor, opera se demulțire și nu mai parte, dar sunt situații când facem o combinație între elementele acelea, nu numai adunare, nu numai scădere, nu numai mulțire, ci o combinație de ele. Cum vrei să numesc pe operația asta? X plus Y supra 1 plus XY. Mai pot să o numesc pe asta adunare, scădere, mulțire, împărțire? N-am cum. Și atunci eu zic X compus cu Y. Da? Deci, pun, nu mai spun adunare sau scădere, pun un simplu acolo. Pun o maimuță între ele două. Ceva, un simbol. Și s-au adaptat ca simboluri. Legătura asta între X și Y, fie cu cercule, fie că sunt zis treuță, ai văzut, nu? Da. Așa. Deci să zicem X compus cu Y. Nu mai zicem adunare cu Y, nu mai zicem în scădere, mulțime sau învățări. Deci să combinați cu ele. Deci este operație. Este motiv pentru care notăm așa. Sau se manifestează cu X compus cu Y cu un T, așa. Sau invers. Deci, asta trebuie să înțelegi tu, că legea de compoziție este o operație prin care oricare două elemente de acolo se iau și se combină după rețetă, ca să ai rețeta. Spune, da, tu le mulțești, avem cu unul și cum faci împărțirea. Deci, după operația asta, după cum îți este indicat, așa trebuie să faci părcare. Dacă rezultatul te găsează tot acolo, spunem că avem de a face cu o lege de compoziție sau, cum mai spune, legea este internă, operația aceea definită este internă, sau că mulțimea e parte stabilă în raport cu operația. Adică mulțimea stă bine așezată. Când ne păstrează după ce operezi pe care două, tot în ea. Rezultatul tot un element de mulțimea respectivă. Rezultatul de ce este tot un element de mulțimea respectivă. E, asta se spune, ca definiții. Deci spunem, definiția legii de compoziție sau a operației interne, cum se mai spune, sau mulțimea față, se spune așa. Fie dacă o mulțime e iar pe ea o operație, nu știu cum, așa. Cerculeța asta este internă. Deci operația asta este internă. Sau, să mai spunem, mulțimea este parte stabilă în raport cu operația. Deci, o altă exprimare este așa. Mulțimea este parte stabilă în raport cu operația. Da? Este parte stabilă în raport cu operația, dacă și numai dacă. Deci exprimarea este orică, este legea este operație internă, orică este mulțima parte stabilă în raport cu operația respectivă, dar și numai dacă, oricare ar fi. Oricare ar fi. Nu iei tu două din ele. De toate, oricare, la, oricare două te oprești, la oricare două X, Y din mulțime, să rezulte că X cercetează cu Y aparțin pe mulțime. Deci la oricare două din ele te oprești, rezultatul o să fie tot de acolo. Asta e prima problemă când ai, ți se dă o anumită lege, o anumită operație, o după o rețetă. Trebuie să te convingi că rețeta aceea este bine definită, da, este corect definită, că rezultatul este tot în nimeni de mulțimea aceea. Acum, îți mai amintești, iarăși, că încă de Ficuriu se vorbea că 2 plus 3 egal 3 plus 2. Da, e comutativ. Asta e, da? Deci și în legătură cu operația asta puteai vorbi de comutativitate. Sau mai știai că dacă vrei să aduni 3 numere,
să se rupe două și... Deci poți să le asociezi cum vrei tu, da? Deci oricare ar fi de 3 plus 4 plus 7, egal cu 3 plus 4, te asociezi pe primele două. Da. Egal cu 3 plus 4 plus 7. Deci adunarea este asociativă, spunem asta. Dar ca să fie de o mulțime proprietatea respectivă, trebuie la oricare 3 te oprești tu. La orice triplet de 3 elemente opri, să fie adevărată proprietatea asta, da? Deci, una dintre proprietăți este asociativitatea. Care sunt așa, la oricare ar fi X, Y și Z, 3 elemente, X, Y și Z, din mulțimea respectivă, din mine, să rezulte care loc proprietatea. X plus Y. X, nu, X plus Y, X compus cu, nu? Că noi vorbim de rețeta asta. X compus cu Y, bine. Tot compus cu Z. Egal cu X compus cu Y, compus cu Z. Deci X compus cu Y, tot compus cu Z, egal cu X compus cu Y, compus cu Z. Ne păstrăm ordinea. Atenție! Nu le schimbăm, nu le comutăm între ele, că nu știu cât e comutativă. Deci în ordinea în care scriu X, Y, Z, numai când le asociez. Primele două, e ca cum asociez la ultimele două. Dar asociativitatea, vezi? Spune și oricare, nu la 3 edituri speciale și să poți păsa la treaba asta. Oricare. Apoi, la adunare există un element care nu influențează adunarea. Știi cum se numește elementul ăla care nu influențează adunarea? Zero, nu? Adunare. Da. Zero este. Deci știi bine că 0 plus 3 e egal cu 3 plus 0. Și indiferent ce e cu un loc de 3, adunarea nu este influențată. Deci pentru operația din adunare, există acest zero, care este din mulțimea numerelor naturale, să zic. Așa, așa încât, la orice X te oprești din numerele naturale, rezultă că X plus 0 egal cu 0 plus X egal cu X. Dacă în mulțimea ta de aici găsești un astfel de element care nu influențează la operația de copulire, se numește element neutru. Da? Cum este 0 la adunare, 1 la mulțire, pe 1 dacă mulțește de 1, da? El nu așa are nicio influență. E bine, fie din stânga, fie din dreapta, de fiecare am la sfârșit, fie că îl pui la început. Tot așa lucru, deci nu influențează, da? La matrice mai găsit, la mulțire. Matricea unitate, care nu influențează, da? Sau matricea nulă la adunare. Iată exemple concrete, practic, găsite de până acum. Așadar, putem da și acest element, definiția pentru element neutru. Element neutru. De regulă se notează cu E, elementul neutru, care se notează cu E sau cu U, unitate, depinde cum s-a dus. De cele mai multe ori E. De la elementul neutru așa, gândiți, se notează cu E. Deci, dacă cumva există un astfel de element, deci, E, ăsta este element neutru, E care aparține lui E, element neutru, dar și numai dacă. Deci poate numele acestui element de un anumit element de mulțimea respectivă, poate numele de element neutru, dar și numai dacă. Cu oricare l-am combinat,
din stânga sau din dreapta, doar ce vreți. Oricare ar fi X-ul din el, deci la orice ieșea, problema este să existe eu din mulțime, așa încât eu ori X e compus cu X, e compus cu X, să fie egal cu X compus cu Y și egal cu X. Deci, problema este asta, să existe un unic, deci să existe unic elementul ăsta pentru toate elementele celorlalte. Din punct de vedere logică, din punct de vedere al logicii matematice, nu-i corectă ordinea asta. Ordinea corectă este așa, să pun că există între ei. Deci, iată, așa cum este scris aici, la oricare se existe câte unul, nu-i bine. Nu pentru fiecare element se există câte un element neutru, ci ai unul singur pentru toate elementele. De aceea, ca ordine corectă, e special lăsat așa, trebuie să vezi dificultatea gravitatea. Corect este așa, să existe un unic e din mulțime, așa încât, la orice X ne-am oprit noi, la orice X ne-am oprit din mulțime, deci să existe pentru toate elementele, același. Să rezulte că I e compus cu X, egal cu X compus cu Y și egal cu X. E compus cu X, egal cu X, compus cu Y, egal cu X. Deci vezi, asta este unic pentru toate elementele cu care intră în legătură. Nu că la fiecare găsesc câte unul. Deci, întâi, așa se existe un unic element, cum este zero, care la adunare nu intențează. Zero adunat, există acest zero, care adunat cu oricare X, din stânga sau din dreapta, simbolul nu se întâmplă nimic. Ei, și să mergem mai departe. Există în anumite mulțimi și bunar la înmulțire. În Z, asta. În Z, mulțeamnă în întregi. Cu cine este Z-ul? Cele de la... Negativ, dar nu mai întregi, da? Deci vine minus, minus, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 2. Asta e care e elementul neutru care influențează la adunare pentru o operație de zero, nu? Zero la adunare, nu? De ce? Pentru că sunt efortul care ar fi la orice element de opri aici, vezi că există acest unic în toată mulțimea. Da? Deci există zero unic, unic, așa că de exemplu ăsta, mirării, există unic zero din zero. Deci există unic zero din zero. Așa încât, oricare ar fi X-ul, la orice X e opritul din zero, se întâmplă, rezultă că X plus 0, egal cu 0 plus X, egal cu X. Pentru o mulțire, există un element care influențează la mulțire? Pentru o mulțire, un element bun. Unul singur, da. Și pentru operația de mulțire, mulțirea pe care o știe, există unic, este unic, 1 din 0, așa încât, la orice este oprit în 0, rezultă X ori 1, X ori 1, egal cu 1 ori X, egal cu X, vezi? Deci o operație de mulțire acceptă. Acceptă că există un element, deci există un acord cu mulțirea, un element care nu influențează la operația de mulțire.
Acum, o să gândim o situație mai interesantă. Și chiar aici, în față de adunare, dacă le-au pe doi, există cineva aici unic încât aduna cu doi să facă zero? Deci, da, minus 2. Minus 2. Deci, vezi? Pentru 2 se găsește minus 2. Dar pentru 3. Minus 3. Dar pentru minus 5. 5. 5. Deci, la fiecare element există un altul unic acela. Da, care să dea. Încât să dea elementul neutru. Da. Ei, așa se numesc elemente simetrizabile. Deci, elementele care le spun că pentru fiecare există altcineva că se dea elementul neutru, acele elemente sunt chiar simetrizabile. Fiecare cu simetricul său. Da, iată, 2 cu minus 2. Minus 7 cu opusul, în cazul de față, da? În concluzie, iată că există și astfel de elemente într-o mulțime. Dacă cumva toate sunt simetrizabile, atunci spune că mulțimea respectivă este o mulțime organizată din punct de vedere al simetriei, perfect. Că sunt situații că nu toate sunt simetrizabile. O parte din ele sunt simetrizabile. Dar eu, prin mine, mă interesează toate să fie simetrizabile. Adică, întrebând eu pe fiecare, toate spun, da, am și eu unul. Da, tu, ai, am și eu unul. Fiecare cu simetricul său. Deci, o a treia proprietate, simetria. Deci, spunem că elementele toate sunt simetrizabile. Deci, elementele mulțimii sunt simetrizabile. Simetrizabile, dacă și numai dacă, la oricare element ne-am oprit, se existe, pentru fiecare se existe câte un unic element, da? La orice X din M neutru, să rezulte că există câte un unic X prim, există câte un unic X prim, tot din M, așa încât X confus cu X prim, egal cu X prim confus cu X, egal cu elementul neutru al mulțimei respective. În acolo cu deci X compus cu X prim, egal cu X prim compus cu X, egal cu Y. Da? Deci mulțimea aceea este simetrizabilă. Mulțimea este simetrizabilă. Dar toate elemente sunt simetrizabile. Adică, dacă pentru fiecare găsesc pe cineva, că încât la operația de compunere și din stânga sau din dreapta, sunt de elementul neutru. În cazul de față, zeptul este simetrizat? Da. Da. Că fiecare și-a numit acceptul un simetric. El este unic. Fiecare cu simetric său. 2 ori are minus 2, nu are nici pe altul. Sau minus 7, dar are pe 7 și atât. Nu mai avem de zeptul elementul neutru. Și o altă proprietate, confutativitatea. Adică să-i schimbăm locurile și să deci, la oricare ar fi X și Y din mulțime, să ai un loc X compus cu Y, egal cu Y compus cu X. Acest lucru trebuie să întâmple ca să fie adevărată proprietate de comutativitate. Cum ar fi 2 plus 3 egal cu 3 plus 2. Da? Sau minus 2 minus 3 egal cu minus 3 plus 2. Deci, iată că sunt simetrizate. În concluzie, ce se va întâmpla pe parcursul
anul acesta la structura creierului și la algebră, s-a întâmplat așa. Ce se va da anumită operație între două elemente? Pe o mulțime, ți se dă o mulțime. Și un mod în care poți combina elementele cele de acolo. După rețete. Și spune, băi, bună rețeta asta. Adică te lasă tot în mulțime. Adică este asta legea compoziției. Este adevărat că mulțime poate să adună de acord cu operația aceea. O primă problemă care trebuie să o rezolvi, asta e pentru început. După care, o altă problemă este să arăți că au o proprietăți rezistă. Iar dacă are loc numai asociativitatea, poartă un nume, mulțimea aceea se numește într-un fel, dacă are loc, dacă cumva e lângă asociativitate, mai apare și în proprietatea asta cu element neutru, poartă alt nume, dar cumva toate elementele sunt simetrizabile cu altul alt nume, iar dacă e și comutativă, iar se trecește. Sunt mai multe pretenții. Deci cu cât cresc numărul pretențiilor, cu cât mai multe condiții, cu atât ea este mai bine structurată, să zicem. Mulțimea aceea este mai bine structurată, că sunt exigențe mai multe, mai nu? Și de aceea vorbim de niște denumiri, cum să zic. Dacă se întâmplă și asta, și asta, se numește așa. Dacă se întâmplă asta și asta, se numește așa. Și că e vreodată astea. Nu. Nu, dar la mintei probleme se găsește, nu? Nu. Nu la legea compoziției. Definiția. Da, definiția. Iată legea de compoziție. Este important așa. Ia să vedem. Citește-o, citește-o. Fie mulțimea M o mulțime nevidă, o funcție E definită pe M, X, M cu valori în M, se numește lege de compoziție, operație algebrică pe mulțimea M. Elementul E, X, Y se numește compusul lui X cu Y. Și după aia, observație, operația de compunere se notează cu așa. Și după am trecut la exemplu. Ce nu înțeleg eu este acest lucru? De ce ar trebui să cer cu definiția? Un element de compoziție, nu știu ce, nu știu ce, o funcție de acolo care face dreptul, nu știu ce. Tu ai înțeles ceva? Cum ți-a început lecția așa să da? Vezi? De ce? Atât sunt de supărat pe colegii mei, pentru că în loc să înceam cum. Cum am început eu? Băi, uite ce ne știi din clasa asta, ce se întâmpla, cum le învârteam și ce dezvoltam înainte și... este cumplit. De aceea, starea ta de spirit este să nu de matematică. O faci din nevoie, dar nu faci din plăcere. Da? Deci acestea sunt lucruri care mă supără foarte tare. Noi să mergem pe partea asta pe care îi facem de alt. Eu am și chiar un volum cu structura algebrică. Nu știu dacă l-ai văzut la video manual, la video matematică, când te duci. Sunt acolo 1070 ceva de lecții care sunt puse în stivă, dar sunt și pachete, este scris cu albastru, pachete de DVD-uri. Dacă dai click pe pachete de DVD-uri și intri în pagina cu pachete, sunt 18 volume și printre volume se află și volume cu structuri algebrice, predate în stilul ăsta. Deci predate și făcutură, cu așa, la o capă la celălalt, perfect, cu fel de fel de exemplu, cu fel de lucruri interesante. Dispune prietenilor noștri acest lucru și care doresc să-l facă, le puteți viziona, două din lecții se pot viziona. Iar acolo sunt două numere de telefon și se poate comanda, se pot... Bă, că oamenii au șansa asta, cum trebuie să mai vină pe curierat, să mai nu știu ce, nu știu cum... Ce pur și simplu te duci și te întâlnești cu cei care fac chestia asta, sunt doi tineri, și îți pot da vorbe. Cât costă prețul e pus pe internet, acolo, deci nu este la îndemână. Așadar, în clipa asta, să vedem un exemplu. Ai zis tu un exemplu? Sau să caută? Caută un exemplu. Să arăt un exemplu mai logic? Am un exemplu. Putem putea să ne gândim. Uită-te tu acolo.
Să compun eu, după ce îmi dai un exemplu, compun și la asta. Da, găsești? Fie mulțimea pe care definește, nu știu ce o vreau, ca să-i pot arăta să te... Dar nu trebuie să-și scaute. El se numește, se definește legea de compoziție. Da, hai să luăm pe asta. Bine, bine. Uite că pun de operație pe ei să lucrăm niște greșiți, da? Hai că e interesant. Hai, zic eu. Tu trai repede cu ochiul la cerculeț. Da. Pe primul
loc acum la audiență este excursorul. Excursorul, deci ăsta e X și ăsta e Y. Așa. Și ce spune rețeta? Rețeta spune, deci prima ar veni X plus 1. Deci prima la punem cu a doilea. Loc continuă, până la punem cu a doilea. Deci echivalent. Deci echivalent cu X plus 1. Da, adunat cu. Plus, adică, adică... Locul 2. 3X plus 14. Minus 3. Minus 3. E egal la 0. Da. Echivalent cu... 3X și cu X, 4X. 4x. 4x plus 15. Minus 3. Minus 3. Așa este. Plus 12 e egal cu 0. X egal cu 12 pe 4. X egal cu? Pardon, 2 pe 4. X egal cu? E ceva așa cu. X egal cu 12 pe 4. Minus 12, nu știu, parcă... Poate... Atenție, mă, X egal cu minus 12 pe 4, mă, dar X egal cu minus 10. E poate egal cu 3. De ce spuneam pe 12 pe 4? Că mă, nu trebuie cu 3. Păi, se poate... Nu putem greși nici. Da? Minus 3, dacă locuiești, de X cu minus 3, de 4, minus 3, minus 2, minus 12, minus 12. Trebuie să găsim pe elementul corect, nu să găsim așa ce asta. Așa era. Ce? Să se rezolve ecuația. Să se rezolve ecuația. 2 la X plus 1. De 2 la X, la X mai plus 1? Da. 2 la, 2 la X. Plus 1 la 4? Da, plus 1 la 4. Asta nu-i trebuie. 2 la X plus 1 la 4. Eu te înțelegeam plus 1 sus. Da. Compus. Totul compus cu 2 la X plus 2 la bază. Plus 2 la bază. Așa. Așa. Egal cu 32. Egal cu 32. Cum s-a traduce asta? E ceva de acolo. Rețeta e să ne adunăm pe cele de pe locuri. Deci 2 la X plus 1. 2 la X plus 1. Adunat cu cea de pe locuri. 2 la X plus 2. Minus 3. Egal cu 32. Egal cu 32. Deci 2 la X plus 2 la X plus 2 la X. Se scrie bază și se adună. Dacă ar fi mulțire. Păi dacă ar fi fost așa, 2 la x ori 2 la x. Acest 2 la x plus x. Dar la mulțire, la adunare. 2 la x, ca și cum ar fi un... Nu te spun, n-am mulțit. Ca și cum o necunoscută. A, hai să zicem, a. Care e a. Plus 1 plus a. A plus 2 minus 3. Plus 2 minus 3. Da, minus 2 minus 2. Și a minus 2a. Păi vezi 2a. 2a. Plus 3 minus 3. 2a egal cu 32. Egal cu 32. A egal cu 32 pe 2. Adică A egal cu? Atunci A egal cu 16. 16. Și ne întoarcem la A. A o către se... 2 la X. 2 la X, da. Și apare 2 la X egal cu 16. Și deci X reduce egal cu 5. 2 la 4. Așa, X egal cu 4. Termin. Ce a vrut să vadă autorul aici? A vrut să vadă dacă știi ce înseamnă să respecti rețeta. Deci, ceva compus cu altceva după rețeta asta, că dacă schimbă rețeta, e altă poveste. Deci, dacă știi să traduci chestia asta. Și trebuie să rezolvi doar ecuație. Lucru care nu am știut.
Deci așa ceva e banal. Nu crezi că e banal. Nu e simpatie. Păi mai tare, nu mai am zis, hai să mă dăm cu A. Atunci am văzut A plus 1 plus A plus 2 plus 3. Deci am 2 la X egal cu 16 și X egal cu 4. A, B, C, D. De acum, vezi, după ce am înțeles asta, acum mă duc, dau peste lucruri din clasele din urmă. Era în urmă. Da, poftim. Să se rezolve sistemul. Să se rezolve sistemul. X compus cu Y egal cu minus 1. X compus cu Y egal cu minus 1. Și X la a doua plus 2. X la a doua plus 2 în parte. Da. Compus cu Y plus 3 egal cu 3. Echivalent. Ce înseamnă X compus cu Y? Adică X plus Y minus 3. Sigur că da. Primul rând am luat parte de X plus Y minus 3 egal cu minus 1. Și a doua rând. Și a doua... Asta e. Și vine că X pătrat plus 2. Așa. Plus Y plus 3. Minus 3 egal cu 3. Echivalent cu... Deci avem x pătrat plus 2. X pătrat plus 2. Plus y egal cu 3. Plus y plus 3. Minus 3 egal cu 3. Da, da, și... Deci am tradus, am tradus după... Sistemul a tradus și așa devine. De acum intrăm într-un calcul cu singur. De la sistem de 2 cu 2. Și acum ce valoare aveți? Se reduce 3 cu 3. 3 cu 3. Și rămâne x pătrat plus 2y. Deci apare de rezolvat sistemul. Stai sistemul. X plus 1 minus 3 plus 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 3 minus 2, x plus y egal cu minus 2. X plus y egal cu? 2. Cu 2? Da. Păi nu minus 2. Deci x plus y egal cu 2. Și? Ce-a dat? X pătrat plus y egal cu 1. X pătrat plus y egal cu 1. Păi 3 minus 2 face 1. Cum crezi tu că o să rămase sistem? Pare o reducere de numere și nu o substituție. Păi nu mai punem problema să fie așa, că la se egalul 2. Deci, prin substituție. Dar și ce puncte crezi să faci substituția? De unde, unde? Să scoate din cea de gradul 1, să
merge în cea de gradul 2. Aici modernat trebuie să scoți pe Y de sus, că e de gradul 3 și natura de gradul 3, ca să nu ești la pătrat să pierzi timpul. Deci scoatem pe Y de aici, deci rezultă pe Y pe toate pietre, din prima. 2 pe X. Y egal cu? 2 minus. Păi 2 minus X. Când ar fost 2 supra X? Când ar mai fost mulțiri? Atenție multe, că sunt banalități care nu comment. Deci, crede-mă, la așa ceva nu e clasa a întâia, a doua, când ai suma și găsești unul din termenii adunării, din rezultat, din rezultat scade celălalt. Sau altfel spus, treci pe celălalt pentru că se înschimbați, amintești. Deci de aici Y este egal cu 2 minus 6. Și cu Y-ul ăsta, mergem în ecuația de aici, la a doua. Și oriunde vezi Y, te înlocuiești. Și apare. X pătrat. Plus 2 minus X. 2 minus X egal cu 1. Și atunci apare că X pătrat. Nu? Hai, vorbește. X pătrat minus X trecem pe 1. Dar de ce să treci? Că sunt tot în stânga. X pătrat minus X plus 2 plus 2 minus 1. Cât face plus 2 minus 1? Deci minus 1 dă pe 1 în stânga, da? Da, da. Cât face? Și vine X pătrat minus X plus 1 egal cu 0. X pătrat minus X plus 1 egal cu 0. Și acum? Avem o ecuație de grad 2. X pătrat minus X plus 1. Cum o rezolvăm? Delta. Da, delta egal cu 5. D pătrat minus 4 la 5. D minus 4 minus 4. Minus 4. Delta e negativă. Deci pe pătrat minus 4 la 5 și egal cu, ai zis, minus 1 la pătrat. Da. Minus 4 ori 1. Egal cu 1 minus 4, egal cu minus 3. Ce dacă e negativ, ce te deranjează? Noi discutăm. Doar nu a spus. O să se rezolve ecuațiile, dar nu a spus în ce mulțime. Pot fi și mulțimea numele complexe. Că doar am auzit de astea, da? Deci, și atunci X1, 2. X1, 2, egal cu 1. Era minus B4. Plus minus radical din. Deci minus B is plus minus radical din cât? Minus delta supra. Radical din delta plus minus delta. Radical din delta supra. 2. 2. Și egal mai departe cu minus B. Adică 1. Adică 1 plus minus radical din... Plus minus radical din minus 3. Minus 3. Supra 2. Supra 2. Și egal mai departe cu... Radical din minus 3 nu există. De aceea trebuie să ne ducem în mulțime, o mulțime mai rară, o mulțime mai complexe. Egal cu 1 plus minus radical din minus 1 ori 3 supra 2 și egal cu 1 plus minus radical din minus 1 este y pătrat. Deci minus 1 egal cu y pătrat. Da. Poatem așa. Ori 3 supra 2. Și egal cu 1 plus minus y pătrat este rezul radical. Dacă e radical dintr-un produs, e radical din fiecare. Radical radical din y pătrat ori... Radical din 3. Și radical din y pătrat este y, deci vine y plus ori radical din 3 supra 2. Și
Sunt cele două variante. X-ul egal cu 1 plus i radical din 3 de 2. X2 egal cu 1 minus i radical din 3 de 2. Și acum zicem așa. Avem două variante. Deci pe cu X1 egal cu 1 plus i radical din 3 tot pe 2. Și atunci y corespunzător y1 cu cine este y1? Cu 2 minus x1 cu 2 egal cu 2 minus x1 și egal cu 2 minus ăsta minus x1 minus ăsta minus din difracție 1 plus i radical din 3 1 plus i radical din 3 tot pe 2 egal cu. Ce facem acum? Amplificăm cu 2 aici, nu? Pe numitor comun este 2, asta are 1. Deci, bine cât 2 ori 2, 4, vorbește. 4 minus 1 plus i. Minus 1 minus i, radical din 3. Pentru că minusul din față ai venit, schimbă semnul tuturor. Totul supra, da, 2. Și egal mai departe. 3 minus i radical din 3 supra 2. Așa. Și asta este este y-ul. Așadar, sistemul de mai sus acceptă sau am găsit o primă soluție, soluția 1, să zicem așa, soluția 1, este formată din perechea x1 egal cu 1 plus i radical din 3 totul pe 2 și y1 egal cu, s-a găsit acum, cu 3 minus i radical din 3 totul pe 2. Da? X1 și respectiv y-ul care am zis. Asta e prima soluție. Soluția a doua este formată din cel de-al doilea x. Care este al doilea x? E i minus i, 1 minus i radical din 3 supra 2. 1 minus i radical din 3 supra 2. Vedeam acolo, x2 este egal cu 1 minus i radical din 3 pe 2, iar pentru y2 nu l-am, trebuie să dau. Egal cu cine y2? Trebuie să muncem să-l găsim. Cum am găsit pe y2? Cum am făcut și la x2? Cum am găsit aici? 2 minus x2 acum. Da. Deci, egal cu... Deci pe y2 se caută 4. y2 egal cu 2 minus x2 și egal cu 2 minus i radical din 3. Exact asta. Amplificăm 2 și vine 1 minus i radical din 3 tot pe 2. Și da, cum vorbește? 4 minus 1 plus i radical din 3 tot la 2. Și egal din față parte. 4 minus 1, 3 plus 3 plus i radical din 3. Supra 2. 2 parte. Așa, dacă completăm aici, este 3 plus i radical din 3, totul pe 2. Deci, observăm că sistemul pe care l-am avut, când a zis să se rezolve sistemul, x compus cu y și x
pătrat plus 2 compus cu Y plus 3 egal cu 3, el a condus la acest sistem banal în final, cu ecuații gradul 1 și altele gradul 2. Rezolvarea ca tehnică este asta, substituții din cea din gradul 1 se scoate și merge cea din gradul 2. Și de aici încolo lucrurile sunt ușor, de acum ești în rezolvarea unei ecuații din gradul 2, cum și observi. Da? Și asta a condus la două variante, numere complexe, nu sunt numere reale, pentru că delta fiind negativ, am numere complexe, da? Și cei doi de x înlocuiți în varianta y, că se conduc la cele două valori pe y și acum pun x și un y, pun x și un y, iată că am perechi de x și y. Și asta este sistemul de aici dat inițial, aritmetica soluții complexe, numere complexe, perechi de aceste x și y. Dacă vrei să complici o treabă bună, ai de să oprești x și y, că aici faci operațiile care sunt în perechea asta, de z minus 1, să faci și celelalte, și în a doua ecuație, și să vei vedea că ai vrut la răspunsul respectiv. Hai să vedem, hai să mai vedem o dată, să fiu sincer cu noi. Unde se greutăți mai mare? Atunci, sigur că da. Dar grav este că am descoperit și chestiuni elementare. Acolo când am zis 4x plus 12 egal 0 ecuație gradul 1, banală, nu? X egal cu minus 12 și 4 sau ce mai găsit pe traseu. Stai să zic, noi vorbim românește. Oboseala e una, dar acestea sunt slăbiciuni grave. Grave, grave. Nu stăm... Dacă nu conștientizăm și găsim scuze, este, cum să spun, praful pe părinții astea. Adică, ai o singură șansă să acoperi greșelile. Și ce este interesant, sau grav, este faptul că există profane pe internet și n-ai găbuit un film vreodată. Deci, tu de când, tu mizezi totul pe munca de aici. Ca la meditator, dar gândește că sunt mii și mii de elevi care îl descoperesc profanul și care se duc singuri, că ei s-au obosit din cauza meditatorului care face ce? Acasă. Editează. Meditatorul nu se alarmează și spune, măi, uite, e grav, mă, că nu știe asta și asta și asta. El spune, păi, și ăla editează, zice, eu, nu știu ce, nu știu, merg mai departe, ca la clasă. Și goluri nu le asupra. Dar deci ca să vrei să faci ceva, trebuie să fii conștient și să-ți spui, da, ai slăbiciune, slăbiciune, trebuie să pun una să muncesc. Nu întâmplător de chema la clasă, la anul trecut, la clasa a șaptea. Că eu știi, simțeam că sunt slăbiciune acolo. Și trebuie să înțelegi asta, că dacă ești sincer cu tine, ai șansă să te redresezi, dacă nu. Deci, sunt mii de ore, atenție, pe internet, cu lecții, în care așa, făcut din genul ăsta, de jos, multe lucruri de jos. Și trebuie refăcut. Dar poftim altceva. Deci, aici, acum, aș sta un pic de vorbă cu tine, la sistemul de ecuații. Am dat peste acest necaz, că nu știi să rezolvi sistemul de ecuații de două cu două. Și aș insista să fac tipuri de sisteme. Deci, dacă tu ești tipuri de sisteme, așa ești, nu ai fi avut așa o greutate. Hai să încercăm un pic să facem. Sisteme de ecuații, ca să încercăm să acoperim acest gol pe care l-am descoperit acum. Sisteme de ecuații. Tipul de sisteme, da? Ce am spus acum? Tipul de sisteme, da?
Așa. Primul tip. Una din ecuații de gradul cu 3 și cealaltă de orice alt grad. Gradul 2, 3, posibil cealaltă. E important cum e gradul 3. Ecuația este de gradul 3. Și să începem. Un exemplu. Hai să te avem un exemplu. Cum construiesc repetitor un sistem? Iau două valori. Adică x egal cu 1, y egal cu 2, să zic. Trebuie la 1, 1. Să zic acum, 2x minus 3y egal cu, și zic 2 ori 2, minus 3 ori 2, 6, 2 minus 6 egal cu minus 4. Și a dat două ecuații. E care construiesc eu acum, pe loc. 3x pătrat minus 4y plus y minus 5 x egal cu, și ca să fie rezultatul corect, cum la întâmplare. Și ca urmare, ca urmare și este 2 la 2, eu înlocuiesc. Și când x-ul e 1, 3 ori 1, 3, deci vine odată 3, minus 4 ori 1, ori y, ori 2. Așa se compune ghiciții ce fac acum. Deci cum se confunde câte autori? Deci așa se confunde. Plus y cu plus 2, minus 5 ori 1. Am calculat că asta egal cu 3 și cu 2 face 5, minus 5, 0, și minus 8. 5 ori 1. 5 ori 1 face, nu? Da. 5 ori 1 face 5. 3 de aici și cu 2 de aici. Face 5 și cu 5 de aici. 5 minus 5, 0. Minus 4, 2, 8. Deci egal cu minus 8. Și cu asta am construit sistemul. Deci, cei ce am făcut acum, știu numai eu. Să zic, autorul care a compus. Știu că aceste două valori. Să zic, să se rezolve sistemul. Iar trebuie să ajung la x egal cu 1 și y egal cu 2, dacă faci treaba corect. Și una e de gradul 1, 3. Cealaltă din tot cealaltă grad, nu mă interesează. Deci la modele în care una e de gradul 3 și alta e de orice grad, spune, la un astfel de model se aplică metoda substituției. Da? Se aplică metoda substituției. Se scoate din cea de gradul 3, se scoate una din necunoscute din cea de gradul 3 și se merge în cea de gradul 2. Se scoate din cea de gradul 3 și se vede cea de gradul 2. Adică, din asta, putem să facem fie pe x, fie pe y. Fiind amândouă, sunt de gradul 3. Dar, ca să decid, mă uit dacă cumva am x la a doua, așa, nu-mi place să fie la pătrat. Știi, nu-mi place și y-ul pe aici la întâia, convenea să scot y. Da? Dacă ar fost x la a treia, și nu mai e complicat. Și atunci eu scot pe y. Trebuie să spunem cum se face pe y de aici. Păi vine 3y egal cu 4. De ce ai spus tu 3y? Păi, nu este vorba cu minus 3y. Sem cu tot rămâne. Deci minus 3y minus 3y egal cu, ce răspundești? Minus
4 minus 2. Minus 2x. Minus 4 minus 2x. Păi, dacă zic așa, 3x egal cu 7. Cu cine este egal x-ul pe aici? X egal cu 7 pe 3. X egal cu 7 pe 3. Dar dacă scriu minus 5x egal cu minus 4. Cu cine este egal x pe aici? X egal cu minus 4 pe 5. Minus 4, egal cu minus 5. Egal cu 4 pe 5, da? Că minus pe prima împărțire este plus. Dar dacă scriu minus 7x egal cu minus 4 plus mult, cu cine este egal x de aici? X egal cu minus 4 plus mult. Minus 4 plus mult. Totuși, cu la minus 7. Minusul de față, de aici, de sus, duce și schimbă semnul tuturor. Și egal 4 minus m supra 7. Că minusul e face plus, aici e minusul pe plus să transformă în minus. Hai să întoarcem aici. Tu ai minus 3.